Conducerea primăriei Roman a refuzat să semneze recepția finală la stația de epurare a apelor uzate, unde mai există încă restanțe de 10%, aceasta fiind încă nefuncțională. Constructorul s-a grăbit să ceară semnarea recepției finale pentru ca ultima tranșă de bani ar trebui să fie virată firmei care a realizat modernizarea stației de epurare a apelor în 30 iunie. Deci la stația de epurare a fost convocat comisia de recepții care nu a putut recepționa nimic. Eu fac parte din partea municipiului Roman în această comisie de recepții. Pentru că lucrurile nu sunt gata, nu sunt finalizate. Sigur, din punct de vedere al investiții, mai sunt în jur de 10% de făcut, dar ea trebuie să fie funcțională. Și atunci cei care, mă rog, au șantierul acolo, mai au de lucru. Ei s-au grăbit puțin pentru că pe 30 iunie ar trebui să fie ultima plată. Vedem când se mai li s-a numit anexa, li s-au trasat noile, să zicem, parametri pe care trebuie să-i facă în momentul în care vor recepția și lucrurile probabil sunt de durată, vor mai dura cel puțin o lună de zile, după părerea mea. După darea în folosință a stației de epurare, aceasta ar avea și capacitatea necesară ca în caz extrem de inundații să poată prelua și o parte din apele pluviale, deși primăria nu îmbrățișează o astfel de soluție tehnică, preferând rezolvarea surplusului de apă prin deversarea acesteia în Siret sau în Moldova. Pentru că îi mărea foarte mult debitul, dar v-am spus, sunt și soluții care trebuie luate local, pentru că nici nu putem trimite în stația de epurare de la Roman apă pluvială, apă de ploaie. Aia ar trebui trimisă direct în Moldova sau în Siret, în speță. Deci nici să o supraîncărcăm cu asemenea când sunt cantități foarte mari. Și atunci nici din punctul nostru, din punctul să zicem, autorității, nu este normal să supraîncărcăm o stație de epurare cu apă pluvială. Deci sunt soluții locale pe care trebuie să le găsim și lucrăm la ele. V-am spus, în Petrurare și în Nebălcesc. Cu Nebălcesc zicem că e mai simplu, în Petrurare și este puțin mai complicat, dar vom investi în perioada care vine ca să rezolvăm treaba asta. Vicepreședintele Consiliului Județean Dan Manuliu este convins că restanțele la stația de epurare a apelor uzate de la Roman vor fi recuperate în următoarele două luni, stația fiind dată în folosință în timp util pentru ca proiectul să nu sufere corecții și compania Apaserv să nu plătească penalități de întârziere. Un grad aproape de 90%, am înțeles că mai au până în septembrie timp și cred că se vor încadra, care era blocată total, unde eu am făcut presiuni până când sub antreprenorul care nu făcea nimic i-a fost reziliat contractul și a fost adus altcineva. Contractul de execuție a investiției, extindere și modernizarea stației de epurare a apelor uzate Roman a fost atribuit în luna noiembrie 2012 firmei Pasavant Rodiger. Durata de execuție a contractului a fost de 31,7 luni, iar termenul de finalizare a lucrării trebuia să fie la 1 septembrie 2015. Valoarea contractului este de 42.994.113 lei fără TVA, având drept surse de finanțare 79,14% fonduri europene și 20,86% cofinanțare națională.